În urmă cu 21 de ani, speriați de amploarea manifestărilor anticomuniste, Nicolae și Elena Ceaușescu au decis să părăsească capitala la bordul unui elicopter. Acesta a fost momentul în care regimul comunist avea să cadă. La 21 de ani, autoritățile au ținut să marcheze evenimentul, precum și jertfa celor care și-au pierdut viața pentru libertate. La monumentul eroilor Revoluției de pe strada Crișan din Drobeta Turnul Severin au fost depuse coroane de flori și a fost oficiat o liturghie. Ne-am câștigat libertatea de mișcare, de opinie, de exprimare. Ne-am câștigat drepturi pe care nu le aveam până în 1989. Este firesc să marcăm acest moment. Pentru mulți, evenimentele de la 22 decembrie 1989 au rămas încă vii în amintirea lor. Eram în delegație la București, lucram în întreprinderea mecanică, am avut un sentiment de teamă, deci am văzut efectiv din 21 cum se deplasau grupurile la Palatul Central, la Comitetul Central, un sentiment de teamă, era o liniște, a fost ceva spontan. Lumea a ieșit în stradă, nu s-a mai putut suporta regimul comunist. În urma evenimentelor din decembrie 1989 s-a încheiat o perioadă de aproape 5 decenii de comunism. La mai bine de 20 de ani de la Revoluție sunt încă multe aspecte care au rămas nelucidate în legătură cu morții și răniții acelor zile.